Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, din nou despre panseluțe. Iarăși, da, ce s-a mai întâmplat? Panseluțele de la Iași, știți, care sunt acoperite cu plasă verde, anticiori. Așa. Am vorbit ieri despre asta și ne-a scris primăria din Iași. Ce? Sunt și antiporumbei? Sau ce? Da, în primul rând, că panseluțele nu țin o săptămână, cum am zis noi. Dar cât? Sunt două. Panseluțe, nu. Sunt panseluțe longevive. Țin 2 ani. Deci sunt plante bianuale. Adică, mă rog, eu acum nu cred că și la primăriile din România, sau la toate primăriile din România. Adică eu personal cred că unii primari le iau deja pensionate, cu speranțe de viață destul de reduse. Asta e părerea mea. Da, poate cine știe, la Iași se iau panseluțe virgine tinere. Sunt panseluțe de vârsta a treia. Da. Deci panseluțele de la Iași, în general, panseluțele trăiesc 2 ani. Nu o săptămână, cum am zis noi, care suntem... N-avem niciun talent. Niciun talent horticol. Suntem vai nu ne pricepem, da. Iată ce scrie. Deci, citez. Florile bienale se plantează ca plantă matură înflorită toamna și reînfloresc în primăvara următoare, ne scrie SC Servicii Publice Iași, compania municipală care se ocupă de plantarea panseluțelor în Iași. Deci ele se plantează frumos înflorite toamna, după care se acoperă cu plasă. Că asta ne-a atras nouă atenția, de fapt. De asemenea, SC Servicii Publice spune că nu e nicio afacere panseluța, cum greșit am crezut noi, care suntem în permanență în căutare de idei de afaceri. Nu e nicio afacere pentru că unicul acționar al companiei este Consiliul Local Iași. Deci, citez, panseluțele nu sunt procurate de la terți. Mă bucur. Și le crezi singur. Da. Și-a lămurit și asta. Sigur. Acum, sigur, dacă panseluțe de casă. Servicii Publice Iași ne-ar putea trimite și contractele de achiziții și mai ales acționariatul firmelor de la care face achiziții, această afirmație ar fi mult mai bine susținută, așa noi nu putem decât să-i credem pe cuvânt. Deci, practic, nu e nicio afacere, sunt numai pierdere. Acolo nimeni nu câștigă nimic, pentru că așa se întâmplă în România. Când e vorba de bani publici, sunt numai pierderi. Câștigă orașul. Sigur. Altfel, noi ne-am minunat de plasele anticiori puse peste panseluțe și am zis că ciorile care sunt ale naibii și needucate vor să mănânce salată și ciugulesc panseluțele și din pricina asta le strică și atunci panseluțele sunt protejate cu plasă și nu se mai văd. De da. Unde e o situație suprarealistă. Dar uite că specialiștii ne explică, citez, ciorile doar smulg din pământ panseluțele abia plantate. Nu mai zic că fac numai răutăți. Da. Neprotejate, fiind interesate sub aspectul hranei de bulbii de lalele plantați în același areal cu panseluțele. Deci vedeți deci, cum e. Cioara, da. Smulge la panseluța în speranța că e lalea. Da. Tentația... De fapt, ea nu-i lalea și o smulge degeaba. Da. Face numai rău. Eu cred că ciorile nu sunt în stare să facă diferența între ce mănâncă și ce nu mănâncă. Nu știu, mă gândesc, că nu sunt totuși atât de proaste. Deci tentația la ciori este la bulb, nu la petală. Corea bulbul de la lea, nu de pansea. Exact, pansea. Deci vine cioara, se uită și zice, ce la lea pitică, ia să vedem. Panseluțe, oare e un bulb de la lea de desubt? Cioara, fiind foarte deșteaptă, probabil face asta tocmai în speranța că omul va veni, va strânge panseluțele smulse și va planta în loc lalele. Lalele, da, ca să-i ofere și ei ceva. Da. Deci da. Lalea, înțeleg, pentru ciori e un fel de bacon, așa, pentru noi. E delicatesă, cum sunt trufele. Ah, ok, ele bravo. Și caută, cum caută porcul trufă. Trufe. Și așa caută și ciorele bulbul de... Da. Lalea. Ce are strâmbiciune mare la bulbul de lalea. Dar acum întrebarea mea e, de ce nu se plantează bulbi în altă parte decât unde sunt panseluțele? Să facă un alt areal, cum zice. Deci, să nu planteze bulbi în același areal cu panseluțele. Pun panseluțele în dreapta și lalelele în stânga, că bulbii ei se plantează toamna, asta știu și eu. Se plantează toamna și răsar frumos primăvara. Da. Și atunci s-a rezolvat problema, n-ar mai fi nevoie de plasă. Plasa care, înțelegem, e și foarte ieftină. 6.000 de lei, plasa, mizilic, nu e nicio problemă. Deci plasa pentru tot orașul? Practic, da. Na. Dar cred că în curând o să ajungă, practic, să-și încaseze bani când pun plasă. O să, când cine vinde, o să spună, nu vreți, vă dau și un ban să luați, să o puneți peste panseluțe. Deci asta e, horticultura e plină de mistere, nu înțelegem noi. Dar acum, știi, vorbind despre situația asta cu bulbii de la lele, care sunt, de fapt, delicatesa pentru ciori, e irezistibil. Cioara nu poate. Când simte bulb de la lea, descinde în zbor în picaj, aterizează și sapă până ajunge la bulb. Da. De ce nu, și asta e o problemă mare cu ciorile, care, de ce nu pun anticoncepționale în bulbii de la lea? Serios, cum îi dau eu lui Poche pastilele antibioticele când are infecție, le pun în pateu, să pună și ei în felul ăsta anticoncepțional. Vezi, domnul Robu, el s-a gândit la anticoncepționale, cred că nu știa trucul cu bulbii. Și pac ia pastiluța de anticoncepțională, o pune frumos în bulb, bulbul pune Sanchi lângă panseluță, nu mai pune plasă ca să fie mai atractiv,
Vine cioara, smulge panseluța, care oricum nu costă nimic, că ne-a explicat servicii publice că nu se fac achiziții de la terți, deci e practic gratis, dar înghite bulbul și înghite și anticoncepționalul. Și în felul ăsta rezolvăm într-un an, doi, problema ciorilor din Iași. Nu vi se pare o idee bună, ziceți? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.